Pentru că sunt foarte mulți oameni care nu recunosc sau neagă efectiv existența Auschwitzului. Eu am să mă legitimez față de populația României și față de lume cu numărul meu de Heftling, Auschwitz 18.793, care este tatuat pe mână și pentru care am și o dovadă de la Muzeul Memorial de la Auschwitz, prin care se confirmă numărul meu tatuat, dar se confirmă și faptul că am fost eliberată pe 27 ianuarie 1945 din lagărul de la Birkenau. De la Miercurea Ciuc ne-au dus la Sfântul Gheorghe, de la Sfântul Gheorghe la Reghin și de la Reghin la Birkenau. Acolo am stat inițial numai vreo 3 sau 4 zile și acolo am aflat prima dată că erau crematorile care funcționau și erau foarte aproape. N-aș putea să spun ce lagăr era, dar că dormeam numai pe dușumea, că nu era altceva. Și a zis, acolo ard părinții voștri, copiii voștri, mă rog. Ei, și după câteva zile ne-au îmbarcat și ne-au dus lângă Cracovia. Ăsta cred că a fost un ghetou de lângă Cracovia, pentru că noi acolo am stat în case. În case am stat. Cred că am mâncat ce a mai rămas acolo prin pivnițele lor, prin altele. Așa. Dar acolo cel mai dureros a fost când lucram în schimbul de noapte și scoteam nisip de pe un cimitir și dădeam noaptea peste schelete, un cimitir evreiesc, peste schelete. Asta a fost ceva înfiorător. Nu pot să uit niciodată treaba asta. Sau nu pot să uit niciodată, tot așa, în lagărul ăla, nu pot să uit cum își băteau joc de noi, pe lângă faptul că n-aveam mâncare, că lucram în condiții deosebit de grele în cariera de piatră și la construcția drumului. Când în sfârșit ne întorceam în lagăr, așa, ne opream la poarta lagărului și aruncau nemții câte o bucată de pâine, așa. Și oamenii îngroziți de foame se repezeau la bucata aia de pâine, de așa, unul peste altul, și apoi asmuțeau câinii. Astea sunt momente care nu pot să le uit niciodată. În iarna lui 1944, linia frontului se apropia de Auschwitz. Gazarea deținuților s-a oprit și a început evacuarea masivă a lagărului. Au rămas în urmă doar prizonierii grav bolnavi, incapabili să umble. Rahel Pasternak nu avea decât 15 ani, 30 de kilograme și zăcea în infirmeria amenajată în lagărul țiganilor. Lagărul țiganilor a fost liber, pentru că toți au fost executați, săracii de ei, toți. Lagărul țiganilor, ca orice lagăr de la Auschwitz, avea N barăci. Și eu eram în una din aceste barăci. Câți oameni erau? Nu știu, că nu știam nici de mine, eram așa de slabă, de prăpădită, că nu știam nimica. A fost o perioadă foarte grea de la plecarea nemților și mai grea până la intrarea rușilor, pentru că n-aveam niciun fel de mâncare, dar niciun fel, nici măcar apă. Până atunci a fost o infirmieră, o rusoaică, care făcea ce făcea și putea să facă, pentru că rușii au bombardat centrala electrică. Nu mai era curent în sârma ghimpată care despărțeau lagărul A, B, C, D și așa mai departe. și săraca colinda prin aceste lagăre să caute ceva de mâncare. Dar când nemții s-au retras, a fost prinsă și a fost împușcată. Deci a fost și mai rău. Și atunci am stat și am vegetat. În acest interval de la plecarea și retragerea nemților și până la intrarea rușilor, așa, n-am fost a nimănui. Seara vorbeai cu cineva pe priciu, că erau priciuri, ca tot lagărul, așa, dimineața era mort. Ori deasupra ta, ori lângă tine, ori de desubt. Și așa am stat câteva zile bune, printre morți. Într-o seară, era pe 26, cred, așa, apare odată un ostaș într-un halat alb, cu o lanternă și care a iluminat baraca noastră și știa românește. Și noi am întrebat, cine sunteți? Vă eliberăm, mâine vine Crucea Roșie și vă ia de aici. Și într-adevăr, a doua zi a venit Crucea Roșie. Eu n-am văzut armata ca tare toată, am văzut numai Crucea Roșie, acest cum să spun, mesager, care a venit alb, așa ca un înger, că era iarnă, și a spus, mai rezistați, mâine dimineață venim și vă luăm. Și într-adevăr, nu știu cât oră a fost, nu ce oră a fost, habar, nu mai țin minte, n-aveam ceas, n-aveam nimic, trăiam în afara timpului. Și au venit, într-adevăr, Crucea Roșie a venit. Auschwitz-ul, propriu-zis, lagărul Auschwitz a fost și el evacuat, când a fost Birkenau evacuat. Și acolo ne-au dus pe noi. Cei care am supraviețuit ne-au pus în camioane și ne-au dus la Auschwitz. Și acolo am intrat pe mâna medicilor ruși. După eliberare, deci am stat, și spun aici, am stat câteva zile la Auschwitz, propriu-zis. Și ne-au dat drumul de acolo. Și am plecat pe jos, că nu e distanță mare, între lagărul Auschwitz și Cracovia. Nu era de nu știu câți kilometri, dar eram obișnuit să mergem și am mers așa cum am putut și ne-au condus într-un castel în Cracovia. Un parc mare, unde erau și italieni și de toate neamurile din Europa ne-am întâlnit acolo și nu știu cine ne-a dat mâncare, cum a fost, dar am plecat foarte târziu de acolo. Când am plecat era deja primăvară. Eliberarea a fost în ianuarie, dar era primăvară. Și uite așa am sosit acasă, dar după multe peregrinări. Am reușit să supraviețuiesc datorită lui Dumnezeu, datorită surorilor mele. Rozi, sora mea cea mai mare, care m-a salvat de câteva ori. În primul rând, lucrând într-o carieră de piatră lângă Cracovia, împingând în sus un vagonet cu piatră. Acest vagonet s-a răsturnat peste mine, că eram mai jos, sub vagonet s-a răsturnat. Ea m-a scos de sub dărâmitul sau de sub pietrele acelea și, în fine, am fost trimisă în interiorul lagărului. Sora mea, Rozi, tot acolo, dincolo, lângă Cracovia, m-a salvat odată din mâna SS-istului, nu știu de unde a avut așa curaj. Mă bătea și ea s-a repezit și m-a scos din mâinile lui. Ne scoteau în fața blocului până ce se făcea lumină și surorile mele mă luau între ele și mă încălzeau. Eram foarte prăpădită. În timpul lagărului, în toată perioada, am visat, am dorit odată în viață să mă satur de pâine și cartofi. Având o cunoștință la cantină și care ne-au promis niște coș de cartofi, nu cartofi, coș de cartofi cruz. Baraca asta era înconjurată de sârmă ghimpată, dar fără curent. Și atunci, eu fiind cea mai mică, m-am strecurat printre sârmă cu intenția de a ajunge la bucătărie. Și am văzut că vine SS-ul și atunci m-am retras și mi-a intrat un cui din ăsta ruginit aici. Și se umfla mâna, și se umfla mâna, se umfla mâna. Și lângă baraca asta era infirmeria lagărului. Și o doctoriță a văzut, o doctoriță care lucra acolo, așa, a văzut și a spus, în noaptea asta, nu știu ce zi a fost sau ce dată a fost, habar n-am, surorile mele au venit cu mine și a făcut o incizie și a pus un dren și ne-a trimis înapoi, cam leșinat, că n-a fost anestezic, că n-a fost nimic, așa, și ne-a trimis înapoi în baraca noastră. A doua zi, toți oamenii care au fost în această baracă, infirmerie, medici, asistente, bolnavi, au fost duși la crematoriu. Deci spun că am avut șansa de a trăi. Am avut o șansă extraordinară de a trăi. Dacă nu-mi făcea incizia, muream de septicemie. Dacă rămâneam acolo, mă duceau la crematoriu. Deci eu am avut o șansă extraordinară de a trăi. Și așa am ajuns acasă. Concluzia principală pe care o trag eu, și nu știu dacă oamenii o să fie de acord cu mine, să ferească Dumnezeu ca undeva în lume să se mai repete așa ceva. Așa o barbarie, că nu pot să consider altfel. Umilința, foamea, bătaia, frica, minut de minut, că noapte de noapte se făceau selecții pentru crematoriu și să auzi noaptea țipetele când o mamă se despărțea de copil, de fată sau soră de soră și urcau în camioane și la crematoriu. Astea sunt lucruri care n-aș dori niciodată, nici cel mai mare dușman, să treacă prin așa ceva. Este o tragedie și pentru poporul german. Faptul că acest popor care a dat niște minți luminate, poeți, muzicieni, ingineri, inventatori, oameni capabili, muncitori, au putut să creeze, să accepte așa o barbarie instaurată de Hitler și de Camarilla sa, bineînțeles. Deci, poporul german nu și-a dat seama de pericolul care reprezintă hitlerismul. Și pretutindeni unde există dictatură, există acest pericol de a umili oameni, de a-i batjocori, de a-i înfometa, de a-i extermina. Deci, realizarea unor regimuri democratice reprezintă un interes major a tuturor oamenilor, pentru a nu se mai repeta în istorie vreodată și undeva așa ceva.